Faza zilei vine din campionatul nord-american de baseball. Un jucător din Republica Dominicană i-a lăsat cu gura căscată pe suporteri după ce a prins mingea într-un mod incredibil. Meciul de baseball dintre New York Yankees și Minnesota Twins a oferit un moment genial. Juan Soto a reușit să prindă mingea după o lovitură dificilă. I don't know what I enjoy more, the reaction of Rodon or the play by Soto. Started with Verdugo, Volpe made an amazing play and now... Jucătorii echipei din New York au învins în final cu 9-5. Tot în Liga Americană de Baseball, un membru al echipei de întreținere de la Chicago Cubs a fost prins sub prelată. Meciul a fost oprit din cauza ploii, iar echipa de întreținere a terenului s-a grăbit să-l acopere. Tânărul a alunecat și a rămas sub prelată. El a fost însă scos la timp de colegii săi. Doamnelor și domnilor, știrile WeSport se încheie aici. Noi vă mulțumim pentru că ați fost alături și vă dorim toate bune!